Dragii mei prieteni, vă zic bun venit pe calea undelor din nou în prezența Cuvântului lui Dumnezeu. În această seară subiectul este intitulat Indignarea. În mod natural, orice om cu un pic de conștiință, atunci este confruntat cu, zic eu, nedreptăți, nedreptate, minciună, corupție, care se manifestă peste tot în lumea asta, omul are tendința să se raporteze cu o formă de indignare, într-un mod anume, caracteristic temperamentului sau tipului de personalitate, caracterului format sau nivelului de educație pe care individul îl are. Dar pe lângă aceasta, să nu uităm că există un factor esențial care determină sau în determinarea comportamentului individului față de situații de nedreptate, injustiție. Indignarea este acel ceva, este acel factor determinant care poate să modeleze chiar credința noastră. Credința modelează sau schimbă atitudinea individului în funcție de bine sau rău, în funcție de relația omului cu Dumnezeu. Omul care are credință se raportează sau se manifestă în actul indignării în mod diferit decât ceilalți din jur. Unii consideră violența singura cale de îndreptare a lucrurilor. Alții, bineînțeles, că se erigează, se supun circumstanțelor, dar în mintea lor clocotesc de indignare, dacă vreți, și spun în sufletul lor, în cugetul lor, lasă că știu eu ce să fac de acum înainte, și planifică ascuns, în mod personal, ajustarea nedreptății, pune la cale un plan de bătaie pe care îl va aplica mai devreme sau mai târziu când circumstanțele îi vor surâde. Știți, prietenii, îndreptându-și privirea spre cer, omul începe să vorbească cu Dumnezeu, adresându-și practic aceeași întrebare ca și profetul Ieremia de pe vremuri. Tu ești prea drept, Doamne, ca să mă cert cu tine. Vreau totuși să te întreb asupra orânduielilor tale. Pentru ce propășește calea celor răi și toți mișeii trăiesc în pace? O întrebare extrem de mișcătoare, care arată frustrarea, arată indignarea unui profet, unui om care se teme de Dumnezeu. Pentru ce propășește calea celor răi și toți mișeii trăiesc în pace? Vedeți dumneavoastră, există diferențe între așteptările noastre și oferta lui Dumnezeu. Discrepanța poate să creeze disconfort. Căile Domnului sunt întunecate și triste pentru acela care așteaptă ca lucrurile să se desfășoare potrivit cu dorințelor sale. Pentru firea noastră omenească, ele se arată întunecoase și lipsite de bucurie. Dar să știți, prieteni, căile lui Dumnezeu sunt căi pline de îndurare și sfârșitul este mântuirea. Noi vrem întoarcerea la normalitate. Normalitatea păcatului, zic eu, și întrebarea care se pune este: vrem să mergem noi până la urmă acasă la Domnul Iisus? Sau vrem să mergem înapoi la normalitatea acestui păcat, la normalitatea pământească? Care este de fapt motivul întristării noastre planetare la ora actuală? Lumea are pământul acesta și o viață, aici, muritoare, limitată, atât. Credinciosul însă are o speranță care îl ține treaz la datorie, îl cheamă cuvântul la rugăciune, îl cheamă vocea interioară a conștiinței și omul credincios se supune, ascultă. Chiar dacă mergem pe un drum anevoios și necunoscut, prieteni, chiar dacă ni se pare că e greu să nu uităm că aceste necazuri sau, dacă vreți, greutățile cu care avem să dăm piept pot fi foarte mult, foarte mult ușurate de umilința aceea care se ascunde în Hristos. Dacă avem umilința Domnului, ne vom ridica mai presus de dispreț, de refuzurile altora, de necazurile la care suntem expuși în fiecare zi. Și ele vor înceta să răspândească întunericul asupra spiritului nostru. De aceea, prieteni, este important ca să avem un gust al relației cu Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, testul creștinului are loc nu când este aplaudat sau flatat, ci atunci când, din contră, este întâlnit de o avalanșă de insulte, mânie, agresivitate. Și atunci putem spune că cea mai înaltă dovadă de noblețe la creștini este stăpânirea de sine. Acela care atunci când e trădat sau tratat cu cruzime și insulte,
Nu păstrează un spirit calm și încrezător. Îi răpește lui Dumnezeu dreptul de a se descoperi în el desăvârșirea lui Dumnezeu de caracter în tine și în mine. Aceasta este un lucru foarte important. Umilința inimii este tăria care dă biruință urmașilor lui Hristos. Ea este dovada legăturilor cu cerul. Domnul este înălțat, euul este plecat. Totuși, Domnul Hristos vede pe cei smeriți. Psalmul 138, versetul 6. Acum, dacă ne întoarcem la indignare, în confruntările noastre zilnice, care spunem că se manifestă în forme diferite, fiind mai mult sau mai puțin justificate de om sau de Dumnezeu, haideți să discutăm detalii. Haideți să detaliem conceptul și totodată să trecem în revistă și câteva exemple cu caracter practic. Este adevărat, prieteni, că există o indignare îndreptățită, spune Pana Inspirată, cuvântul înțelept, chiar și pentru urmașii lui Hristos, când ei văd că Dumnezeu este dezonorat și slujirea lui este baciocorită, când văd pe cel nevinovat apăsat, sufletul lor este mișcat de o dreaptă indignare. O asemenea mânie născută dintr-o conștiință morală sensibilă nu este păcat. Pana Inspirată, dacă nu mă înșel, Hristosul al lumii. Mulți vor spune acum, în momentul ăsta, fericiți, exaltați și iată, în sfârșit, un text care îmi justifică comportamentul. Poate să-mi folosească ca o scuză pentru monstrul din mine sau un tranquilizant pentru conștiință, ca să-mi justific comportamentul cumva în fața propriei conștiințe și în fața celor din jur, care nu totdeauna sunt impresionați pozitiv, nu? Sau impresionați de purtarea mea. Dom'le, așa sunt, trebuie să mă rabzi, așa sunt eu, e natura mea, nu mă pot schimba. Dar, există un dar, prieteni, dar acei care la orice presupusă provocare se simt liberi să se mânie și să cultive resentimente, își deschid inima celui rău. Amărăciunea și spiritul de ceartă trebuie să fie izgonite, prieteni, din suflet, dacă vrem să fim în armonie cu cerul. Și tot Pana Inspirată spune, acela care acceptă parțial cea mai mică nedreptate, calcă legea și își înjoșește propria natură. Atenție, prieteni, uciderea se găsește mai întâi minte, se naște în fabrica gândurilor. Acela care face loc urii în inimă, își pune piciorul pe carea ucigașilor sau pe cărarea ucigașilor și jertfele lui sunt o uriciune în fața lui Dumnezeu. Sau întorcându-mă înapoi la poporul evreu, iudeii cultivau un spirit de răzbunare, din nefericire. În ura lor față de romani, ei rosteau cuvinte aspre și făceau jocul celui rău, dând pe față atributele lui, nu atributele Domnului Hristos. În felul acesta, ei erau formați să săvârșească fapte groaznice la care ei îl condusese părintele lor. În viața religioasă a fariseilor, să știți că nu se găsea nimic care să îndemne pe neamuri la evlavie. Această formă de indignare nu este cea justificată. Orice faptă sau orice făptură umană cu trup, suflet și spirit este proprietatea lui Dumnezeu. Hristos a murit pentru a-i răscumpăra pe toți oamenii. Nimic nu poate fi mai jignitor pentru Dumnezeu decât atunci când oamenii îi fac pe cei răscumpărați prin sângele Mântuitorului să sufere din cauza bigotismului religios. Vedeți dumneavoastră, o ființă umană finită, constrângându-o pe alta să se supună voinței opresoare, pretinzând că este conștiință sau este conștiință și rațiune pentru altul. Acest sentiment care îl are pe cel rău drept originator a prezentat o istorie teribilă, îngrozitoare, în opresiune, torturi și vărsare de sânge. Omul este proprietatea lui Dumnezeu prin creație și mântuire. Dar omul a cerut dreptul de a forța conștiința oamenilor. Prejudecățile, pasiunile și atribuțiile satanice s-au revelat în oameni pe măsură ce și-au exercitat puterile împotriva semenilor lor. Trăim într-o lume a furiei. Trăim într-o lume a tuturor problemelor fără soluții și a multor întrebări fără răspunsuri. Înțelegem acum tirania pe care umanitatea a dezvoltat-o de-a lungul istoriei, unde o națiune urăște și nutrește gânduri de răzbunare împotriva romanilor.
Mai târziu, din cauza unei religii fără substanță, romanii, la rândul lor, au dezvoltat și ei o atitudine de agresivitate față de iudei prieteni. Ca în final să vedem o biserică despre care spunea Tertulian că cel mai mult sânge de creștin avea să fie vărsat tot de creștin. Revenind cu declarația lui Papa Nicolae I în 860, într-o scrisoare adresată regelui Bulgariei, unui rege, spunea papa, nu trebuie să-i fie frică să ordone masacre sau carnagii, spun eu, când o astfel de măsură i-ar păstra subiecții în supunere sau când aceasta i-ar face să se supună credinței lui Hristos. Iar Dumnezeu, bineînțeles, îl va răsplăti în această lume și în viața veșnică pentru aceste crime. Vă ordonăm în numele religiei să le invadați teritoriile, zic eu, satele, provinciile, și să le ardeți orașele și să le masacrați poporul. În ochii papalității era o indignare îndreptățită. Alimentată de ce? Alimentată de conceptul că eu trebuie să fiu conștiință pentru tine. Că o entitate, un grup religios, o autoritate politică sau religioasă trebuie să fie conștiință pentru tine, trebuie să fie autoritate de gândire pentru tine. Dar Hristos nu a forțat conștiința nimănui, nici măcar vindecarea n-a forțat-o asupra oamenilor. El doar îi întreba în mod firesc, adeseori și simplu, vrei să te faci sănătos? El nu impunea introducerea certificatului galben, albastru, verde, roșu asupra populației, ci pur și simplu venea cu o propunere. Sau cu alternativă, bună zic eu, vrei să te faci sănătos? Domnul Iisus Hristos era marele medic, e vindecătorul tuturor oamenilor a tuturor timpurilor, dar niciodată nu a instaurat o dictatură medicală. Adică sănătatea fizică și cea trupească sunt opțiuni ale individului și nu impoziții dumnezeiești. Ce spunea Domnul în declarația din Isaia? Dacă veți voi și veți asculta, veți mânca din cele mai bune roade ale țării. E adevărat că există o indignare dumnezeiască pentru abuzul harului său, că următorul verset despre asta vorbește. Problema este că omul nu poate să se impună ca autoritate împotriva altui om. În toate circumstanțele vieții, Domnul Hristos n-a forțat pe nimeni nici la sănătate, nici la beție, nici la alcool, nici la o viață de abstinență. Domnul Hristos a propus societății în care trăia soluții, iar oamenii trebuiau să aleagă. Finalmente, fiecare individ, fiecare cetățean este legat nu de GPS sau nu este legat de conectat la un satelit sau o conexie a lumii fascinate de fantezia științifico-fantasticului. Fiecare individ este conectat la Dumnezeu. Fiecare individ este în contact direct cu Dumnezeu. Nu există niciodată jammed traffic sau aglomerație pe linie ca să stai, să te pune Dumnezeu în așteptare că vrei să vorbești cu El. Nu. Dumnezeu e în contact cu fiecare conștiință a unui om bun și a unui om rău. Iar omul decide dacă vrea să urmeze calea lui Dumnezeu sau să urmeze calea propriei autodistrugeri. Domnul Hristos făcea o declarație foarte interesantă cu privire la faptul că erau mulți bolnavi în Israel și în timpul Mântuitorului și în timpul Vechiului Testament. Și totuși, nu toți leproși au fost vindecați, nu toți orbii au fost vindecați, ci doar acei care au cooperat cu Dumnezeu, dacă vreți, aceia au fost vindecați. Vindecarea pe care Domnul Hristos a oferit-o în Vechiul Testament prin profeții lui și în Noul Testament prin subiecții lui, Domnul Hristos întotdeauna a vindecat întâi problemele de conexie spirituală între om și Dumnezeu, a vindecat pe om de păcat, și după aia l-a vindecat trupește. Lumea aceasta în care trăim vrea o vindecare a trupului fără o vindecare a minții. Soluția care se prezintă global este o soluție de suprafață. Vă vindecăm trupul și vă controlăm mintea. Domnul Hristos nu dorește aceasta. El pune o întrebare, vrei să fii vindecat? Și adeseori când oamenii spuneau, vreau să fiu vindecat, el răspundea, ceva de genul, iertate îți sunt păcatele. Vindecarea spirituală, iertarea păcatelor, împăcarea conștiinței omului cu Dumnezeu este primul pas spre vindecarea trupească. Banca adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie,
Când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie 3 ani și 6 luni și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel. Totuși, Ilie n-a fost trimis la niciuna dintre ele, afară de văduva din Sarepta. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei. Și totuși niciunul din ei n-a fost curățit, afară de Naaman sirianul. Luca capitolul 4 de la versetul 23 la versetul 27. Ce denotă această atitudine, prieteni? Dumnezeu dă timp omului să gândească pentru sine și să aleagă calea veșnică sau calea veșniciei sau altă cale care evident poate să ducă, așa cum spuneam, la pierzare, autodistrugere și nimicire. Respingerea apelului dumnezeiesc, prieteni, are consecințe fatale la final. Să ne întoarcem, dacă vreți, la reacția celor care îl ascultau pe Domnul Iisus Hristos. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie. De ce s-or fi umplut de mânie oamenii care l-ascultau pe Domnul Iisus? Era o indignare justificată sau lovea în orgoliul național al poporului evreu? Pentru că Domnul Hristos spunea, hei, eu sunt aici între voi și totuși nu foarte mulți orbi, nu foarte mulți leproși, nu foarte mulți bolnavi sunt vindecați. Doar aceia care doresc o schimbare sinceră a caracterului, o schimbare sinceră a inimii, o schimbare circumstanță în viață și refacerea legăturii cu Dumnezeu. Domnul Hristos voia să scoată în evidență că mântuirea, iertarea păcatelor, vindecarea trupului și a minții sunt daruri cerești pe care Dumnezeu le oferă cu drag mie, ție, nouă, tuturor celor prezenți, cu condiție ca să acceptăm și să fim de acord, respectându-ne voința noastră liberă. Deci, acum, prieteni, înțelegem și pe Papa Nicolae I, de unde avea el suport în Biblie să ordone regilor respectivi pentru masacrele impuse regilor din Scriptură? Păi, cum să fie în Scriptură? Da, vă spun eu că e în Scriptură. Simplu, când Ioan îl asistă pe Domnul Iisus Hristos în misiunea lui de a predica Evanghelia, după ce Ioan a văzut că Domnul Hristos este respins de acea societate, a început să scoată fum pe nări în vederea focului care avea să cadă din cer. Până la urmă, Ioan a petrecut 3 ani și jumătate în prezența Domnului Hristos. Papa Nicolae în 860 nu petrecuse nicio secundă în prezența Domnului Hristos. Deci, până la urmă, chiar și un papă de genul ăsta care ordonă genocid la nivelul țărilor europene, poate fi înțeles. El și-a ales un exemplu negativ din Scriptură. Păi dacă Ioan, ucenicul cel iubit, fiul tunetului înainte, a zis, Doamne, să pogorâm foc din cer, ca să, mă rog, să moară lumea, de ce n-aș face și eu același lucru ca și ucenicul tău iubit? Această atitudine pe care Ioan a avut-o a fost înainte de convertirea lui. Deci exemple negative pot fi luate din Scriptură și aplicate în viața modernă, spunând, așa este scris în Scriptură. Da, așa este. Dar sunt exemplele negative pe care Dumnezeu le prezintă datorită obiectivității cu care El permite ca raportul istoric al poporului Dumnezeu să fie scris. Haideți să citim textul. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis, Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Luca, capitolul 9, cu 54. Deci vă întreb și eu, care e diferența între ce ordona Ioan și fratele lui și ce făcea papalitatea în secolul 9? Nicio diferență. Deci papalitatea se sprijină pe exemplele biblice, corect? Dar exemple biblice negative, nu cele pozitive. O altă întrebare, de unde a luat papalitatea exemplul puterii absolute? De la mama celor doi frați, nu? Ioan și fratele lui? Erau fiii tunetului și care ceruse ca unul să stea la dreapta și celălalt la stânga, nu? Parcă așa a venit mama celor doi frați să-i propună Domnului Hristos. Dar oare de ce unul la dreapta și unul la stânga? V-a spus o dată întrebarea. Pentru că mama aceasta celor doi fii îi controla pe cei doi tineri și prin ei eventual putea să-L controleze chiar și pe Dumnezeu, chiar și pe Domnul Iisus. Această mentalitate bizară este hrănită și astăzi de femeia care călărește pe fiară, prieteni. Am avut de-a face cu un prieten musulman care îmi spunea, păi, cum numiți voi Biblia, Cartea Sfântă,
Acolo sunt scrise păcate exacrabile ale indivizilor care au trăit în vremurile străvechi. Coranul, pentru noi, spunea dumnealui, este Cartea Sfântă. Cum numiți voi Biblia Cartea Sfântă? Când aveți acolo un raport a unui David care i-a dat în cap lui un om și a luat nevasta și așa mai departe și câte și mai câte? I-am răspuns că Biblia este Cartea lui Dumnezeu. Iar obiectivitatea lui Dumnezeu prezintă experimentele, experiențele, realitățile triste, frământările din viața oamenilor păcătoși, limitați, greșiți, cu imperfecțiuni, căderile lor. Toate acestea, prieteni, fac ca pocăința lor și întoarcerea lor la Dumnezeu să apară într-o lumină mult mai puternică. Diferența dintre intenția lui Dumnezeu cu omul în Scriptură și intenția lui Allah în Coran este următoarea. Dumnezeu invită pe om la lupta cu el însuși, cu defectele lui de caracter. Dumnezeul Bibliei mă invită pe mine să lupt împotriva mea. Dumnezeul Bibliei îmi lansează o provocare ca să fac din mine cel mai mare dușman, în timp ce Coranul invită pe credincios la lupta împotriva altuia. Tu faci din aproapele tău cel mai mare dușman. Dumnezeu invită pe om la a-și iubi dușmanul. În Biblie, Dumnezeul Bibliei spune: binecuvântați pe cei ce vă blastămă, iubiți pe dușmanii voștri. Coranul îl invită pe om la a omorâ pe cei care nu gândesc în termeni islamici. Deci, prieteni, este o mare diferență de valori. Da, Biblia corespunde cu realitățile pământești, în timp ce cealaltă carte nu știu câtă doză de realism are. Indignare, indignare sau bigotism? Nu mă mir că papa ordonă masacre și ardere orașelor dacă cei doi propuneau același lucru. Domnul Iisus nu s-a atașat unui astfel de gândiri malefice, ci El, Mântuitorul, a corectat prieteni cu gentilețe râvna lor religioasă. Deși Ioan și Iacob iubeau pe Domnul Iisus Hristos, caracterele lor nu reflectau chipul plin de iubire al Domnului Iisus. Ei aveau să bea paharul suferințelor Domnului. Așa cum i-a întrebat-o pe mama lor: putea vor ei să bea paharul meu? Și ea a spus: da, putea vor. Și Mântuitorul a spus: da, dar nu acum. Atunci, pentru că nu erau pregătiți. Astăzi vedem între creștini o gândire similară papalității, și anume acea gândire a exterminării celor care nu gândesc la unison cu noi. Aceasta este o mentalitate care se reflectă și în conducerea țărilor, în nivele politice, religioase, în tot felul de sfere sociale. Uitați-vă la Caiafa, rupe haina care nicio circumstanță nu trebuia ruptă, ca să se victimizeze, să stimuleze compasiunea pentru un erou neînțeles de lume. Ia uite ce credincios este fratele Caiafa și a rupt haina de pe el. Așa da credință, n-a mai putut de durere, a vrut să-și exprime ura și dezgustul față de apostazie, nu? Astfel de comportamente au întotdeauna aceeași combinație în rețetă, prieteni. Mânie amestecată cu autocompătimire. Când vedeți pe oameni care promovează aceeași idee tot timpul și chiar fac o religie din această idee, să știți că este primul indicativ al fanaticului narcisist. Ei jignesc, urăsc, își pierd cumpătul, ridică tonul, pot fi sarcastici, aroganți, plini de infatuare. Ei au voie. De ce? Pentru că suferă de așa zisa indignare. Prieteni, aceeași rugăciune rostită de zeci de ani, aceeași prezentare al acelui subiect de zeci de ani, fanaticul frustrat îmbrăcat în dreapta indignare cu ghilimele de rigoare. Este de obicei nemulțumit mai tot timpul și foarte toxic în gândire. Bârfa îi este salbă și virtute și mai e și sărac în complimente. Nu are abilitatea aceea de a recunoaște calități în alții și vai de acele soții sau de acei soți căsătoriți cu astfel de indignați. Veșnicul nemulțumit, foarte violent, când se simte eclipsat și cu un complex de inferioritate ușor mascat. Mă duc la exemplul fratelui celui mai mare, al lui David. A început să-i pună o întrebare așa, în mod agresiv. De ce ai venit aici? Îți cunosc eu mândria inimii tale, ai venit să vezi lupta? Te știu eu cine ești. Observație.
este o curiozitate de explicat că Eliafaz, fratele lui David, nu se teme de David, dar se temea de Goliat. David se temea de Eliafaz cu respect, fratele mai mare, dar nu se temea de Goliat. Asta este cheia subiectului nostru, prieteni. Acest dialog clarifică totul. Eliafaz suferă de așa zisa indignare, dar în realitate era frustrat că frica sa de Goliat putea fi citită, observată și de David. Era o slăbiciune interioară care nu trebuia arătată tuturor. Și totodată era frustrat că frica care îl stăpânea pe el era absentă în David. Frica care îl stăpânea pe fratele mai mare de Goliat nu era o frică care îl stăpânea pe David. Până la urmă, eu, fratele mai mare al lui David, nu pot fi eroul, de ce să fie el eroul? Dacă mi-a murit mie capra mea, de ce să nu moară și vita din grajdul vecinului? În această comportare, prieteni, putem observa complexele fanaticului indignat, care crede că merită locul întâi și dacă nu poate avea, nu-l poate avea, atunci să nu fie nimeni pe locul acela întâi. David nu reacționează la incriminarea făcută de fratele său, ci merge înainte spre țintă. Pun și o întrebare finalmente, cum arată dreapta indignare? David, părăsindu-l pe fratele său, s-a întors și a întrebat pe alții cu privire la ce se întâmplă, cine este acest necircumcis să batjocorească pe Dumnezeul lui Israel. Nimeni să nu își piardă, să se piardă cu inima, spunea David, pentru că astăzi Domnul va da în mâna noastră pe acest filistean. Observați, prieteni, David nu se indignează când e atacat de fratele său mai mare. Era extrem de vitriolic, nu? Dar este indignat pentru onoarea lui Dumnezeu. David nu se lasă provocat când este insultat de fratele mai mare, dar este indignat pentru onoarea lui Dumnezeu. Observați diferența? Fanaticul narcisist folosește indignarea aproape inconștient pentru ca să-și protejeze eul personal și propriul orgoliu. Indignarea creștinului, adevărata indignare, nu răspunde la provocări. Își păstrează calmul, demnitatea, așa cum spune sfatul înțeleptului. Cea mai înaltă dovadă de noblețe la un creștin este stăpânirea de sine. Acela care atunci când e tratat cu cruzime și insulte, nu păstrează un spirit calm și încrezător, îi răpește lui Dumnezeu dreptul de a descoperi în el desăvârșirea sa de caracter. Deci, prieteni, calmul, liniștea, demnitatea, maniera de abordare a situațiilor de nedreptate caracterizează creștinul și îl scoate în evidență ca o persoană outstanding, se spune aici, singulară, care nu poate fi confundată de nimeni. Indignarea lui David are demnitate și este parfumată cu atmosfera cerului. Iisus, când a luat biciul, nu uitați, n-a lovit pe nimeni și atunci când mustra, avea lacrimi în ochi, spune cuvântul. Când a rostit cuvintele Ierusalime, Ierusalime, de câte ori n-am vrut să vă strâng, cum strânge cloșca puii și n-ați vrut, adică ați abuzat harul lui Dumnezeu, m-ați bagiocorit, iată că astăzi a sosit vremea să vi se lase casa goală sau pustie. Vedeți, dumneavoastră, prieteni, Domnul Iisus, când spunea aceste lucruri, avea lacrimi în ochi și nu vorbea numai de pietrele templului, dacă vreți, ci și de casa sufletului lor, care avea să devină pustie și nevizitată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ceea ce era cel mai trist, zic eu, nu că templul era lăsat pustiu, ci că Duhul lui Dumnezeu n-avea să-i mai cerceteze niciodată de acum înainte. Aceasta era cea mai tristă, cea mai nenorocită, dezgustătoare stare în care poporul, societatea respectivă avea să rămână după plecarea Mântuitorului. Când David a mărturisit că e sănătos tun și că poate să se lupte cu Goliat, i-a trebuit certificat verde și aprobarea experților din cadrul sanitar. L-au dus la Saul, prieteni. Cine era Saul, până la urmă? Un disfuncțional? Un om care din râs dădea în plâns, din plâns dădea în râs, la fel de instabil mental, zic eu, ca și Goliat. Numai că ăsta era din biserică, Goliat era din afara bisericii. Saul,
care era șeful celulei de criză, un fricos și jumătate, îl examinează din cap până în picioare, probabil prim-ministru de război, ce mai avea Saul în jurul lui, unii își făceau cruce, cum e lumea noastră tradițională, așa cum spune fratele nostru, Doamne, apără-mă, dacă și ăsta vrea să lupte cu monstrul ăsta de Goliat, fiara asta care a băgat spaima noi toți, atunci înseamnă că e nebun. Oamenii se uitau la aspectul, la înfățișarea lui David. Așa gândește spectrul profesional de astăzi, prieteni. Înțelepciunea lui Dumnezeu este nebunie pentru experții celulelor de criză. Saul spune, tu nu te poți lupta cu el, căci ești doar un copil. Problema lui David era că dușmanul sau dușmanii lui erau din lăuntru bisericii și David avea și dușmani în afara bisericii. Deci lupta săracul pe două fronturi. Lupta cu cei de-ai lui, cei de-ai casei, care se ridicase împotriva lui, nu te duce să te lupți. Saul îi spune, ești doar un copil. Experții militari din corpul de control și comandă gândeau la fel. N-are nicio șansă. Chiar cu voce tare unii dintre ei. Singura vină a lui David, singura meteacnă, era că n-avea certificat verde. Era un copil. Dacă în fața cerului a fi un copil este garanția mântuirii, este calitatea unui urmaș al lui Dumnezeu, pentru lumea aceasta care nu are niciun reper, nici cârmă, nici compas, a fi un copil este un total dezavantaj. Pentru mine, condiția esențială de a birui păcatul este să fim copii la răutate. Așa spune Biblia. Fiți copii la răutate. Nu țineți ură. Ați văzut copilași în casă, cei care au mai mult de un copil. Se joacă, se ceartă, copiii iartă repede. Se împacă unul cu celălalt. Parcă nu s-au certat niciodată. Și exact asta este elementul de care Dumnezeu are nevoie în viața noastră de credință. Numai fiind copii la răutate putem birui pe Goliat. Cuvinte extraordinare, lăsați copilașii să vină la mine, căci a unora ca ei este împărăția cerului. Nu-i așa? Suna frumos. Cei care erau adulți în jurul Mântuitorului se cam cramponau, se potigneau în declarațiile Domnului Hristos. Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu veți fi ca unul dintre acești copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerului. Păcatul se biruiește când ai dispreț pentru onoarea ta personală și indignarea dreaptă pentru onoarea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să ai chip de copil și caracterul acestuia, nu chip de fiară și caracterul fiarei. Când Goliat l-a văzut pășind înainte, l-a apucat indignarea, dar era o indignare diferită decât indignarea pe care o avea David. Era indignarea pentru propriul orgoliu, rănit și propria-i onoare. David era indignat pentru că această fiară bagiocorea, dacă vreți, numele lui Dumnezeu. Trăiesc într-o circumstanță a unui batalion disciplinar, lucrări de muncă la Săcăla 02627 Timișoara, mai târziu în un batalion de munci în râul Mare de Rezat. Și am avut vreo 37 de foști pușcăriași care, mă rog, veniseră să facă și ei armata. Mi-era foarte greu în ziua de sabat, vreau să vă spun, când oamenii aceștia începeau să înjure pe Dumnezeu, să vorbească cele mai urâte și mai oribile cuvinte, să rostească cele mai urâte și oribile cuvinte la adresa Tatălui meu din cerul, la adresa lui Domnului meu Iisus. De fiecare dată când venea ziua de sabat și știam că trebuie să îmi acopăr urechile, să mă pot concentra, să pot citi cuvântul lui Dumnezeu, adeseori n-aveai unde să te ascunzi, prieteni, pentru că era într-un sistem de cazarmament și șansele de a fi liber, de a avea acea tăcere, acea liniște a lui Matei capitolul 6, ci tu când te rogi, intră în odăița ta și încuie ușa după tine, acel privilegiu nu l-am avut. Și când ai 24 de ore în care tu încerci să te repoziționezi, să regăsești coordonatele divine către cer, cu Dumnezeu, pentru întărirea bateriilor, pentru o săptămână de iad, cum era pe vremea aceea, și nu poți face datorită circumstanțelor, atunci ai un sentiment de frustrare. Doamne, nu vezi în ce stare mizerabilă sunt, prostești ca și Ieremia, până când, Doamne, propășește calea celor mișei? Și totuși Dumnezeu e bun. Deci, prieteni, indignarea lui Goliat seamănă cu indignarea pe care o au frații noștri adeseori când
Li se contestă geniul și experiența, onoarea și meritele, corect? Adeseori întâlnim și creștini care se indignează exact ca și Goliat. Își pierd temperamentul, poate că am fost eu ăla, poate că ai fost tu. Oricum, o dai undeva în viață, tot scoatem în evidență crăpătura caracterului nostru și limita noastră umană. Hei, Moise și-a pierdut cumpătul și într-o indignare personală pentru că se simțea lezat. Dumnezeu l-a iubit. Ei, dacă Moise a făcut treaba asta o dată în viață sau de două ori sau de mai multe ori, luăm și noi repere, exemple. Dacă Moise s-a indignat cu o indignare care n-a fost după voia lui Dumnezeu, atunci cu cât mai mult noi, frații din biserică, ne indignăm și noi câteodată. Și uneori mergem atât de departe, lăsăm pe Moise, care s-a indignat și n-a rostit cuvinte blasfemice, să mergem mai departe și să ajungem ca și Petru, care începe să înjure și să se lepede de Dumnezeu într-o formă mult mai elevată cu ghilimele mele de rigoare decât indignarea pe care a scos-o în evidență Moise. Prieten, Petru era membru al bisericii și totuși, la un moment dat, începe să se lepede de Dumnezeu, să înjure, să folosească un vocabular derizoriu care, în mod normal, n-are nimic de a face cu biserica lui Dumnezeu. Așa că și noi ne întoarcem și ne uităm în această retrospectivă. Da, suntem indignați, ne simțim frustrați, ne pierdem cumpătul, suntem mâniați. Întrebarea este, de ce? Pentru protejarea eului meu personal sau pentru onoarea lui Dumnezeu? Când s-a întâlnit Goliat cu David, bineînțeles că la ce înălțime avea Goliat, îl privea de sus. Oricum îl privea de sus, corect? Și se uită la puștulică ăsta de 17 ani și vede în el un copil. La un moment dat începe să se compare. El, Goliat, n-avea oglindă, n-avea conștiință, sau poate că avea. Dar uitându-se la chipul minunat, blajin, de copil, al lui David, această comparație între el și copilul acesta, care îl vedea în fața lui, începe să-i trezească niște gânduri și pune o întrebare lui David: dar ce sunt eu, câine, mă, să vii la mine cu toiege? Prima dată a râs, că percepea pe David o victimă sigură. Dar după aceea l-a apucat indignarea și chiar un proces de conștiință. Se compară cu David și se întreabă pe el însuși: dar ce sunt eu, câine? Și atunci conștiința lui Goliat a început să lucreze. Adică, eu sunt câine? De vii la mine cu bețe? Ce spunea Saul? Nu poți să te lupți cu Goliat. De ce? Ai o meteahnă. Păi nu spune cuvântul în Vechiul Testament: un copil ni s-a dat și domnia va fi pusă pe umerii lui. Deci copilul acesta, David, este simbolul Domnului Iisus Hristos. Deci copilul acesta nu este un om de rând. Procesul de conștiință al lui Goliat era că un copil vine să se lupte cu el și în contrast cu acesta, el este un fel de câine. Deci întrebarea care frământa conștiința lui Goliat: sunt eu câine? David este copilul, iar eu sunt câinele sau sunt fiara. Faceți aminte când Domnul Hristos la Sfânta Cină, în camera de sus, face o recapitulare și spune: adevărat, adevărat, vă spun că în seara aceasta unul dintre voi mă va vinde. Și atunci fiecare ucenic pune întrebarea: Doamne, sunt eu? Nu, Doamne, sunt eu, și se ajunge la Iuda. Doamne, sunt eu câinele la care te vând? Iisus spune da. Iar răspunsul din cartea Apocalipsei spune: afară sunt câinii, după care urmează celelalte grupe de păcate și păcătoși. Deci lumea se va împărți în două. Pe de o parte, grupa celor care sunt copii. Asta este doar problema lor. Sunt copii la răutate, sunt copii lui Dumnezeu, sunt fii și fiicele lui Dumnezeu. Iar pe de cealaltă parte, clasa de oameni conduși de Goliat și ai lui. Ești câine. Nu la înfățișare, Goliat. Ești câine la suflet și la caracter. Aviz, prieteni, celor care fac compromis moral cu globalismul goliatic în speranța că vor primi ceva milă. Să știți, globaliștii n-au milă. Ei au doar moarte și sclavie. Mai vedeți odată, dacă vreți, ceremonia de la Jocurile Olimpice de la Londra și veți înțelege scenariul evenimentelor de astăzi. Iar dacă vreți să știți scenariul viitorului,
Uitați-vă la aceeași ceremonie, dar de data aceasta a Jocurilor Olimpice din Japonia și veți înțelege și veți vedea simularea vieții pe pământ cu străzgoale și o liniște saturnală. Prieteni, Dumnezeu cunoaște adevărul despre viitor. Iar acești oameni care deocamdată nu sunt deranjați de Dumnezeu și nu li se ciocăne la ușe, cred că sunt stăpâni pe viitor. Sunt stăpâni pe timp, sunt stăpâni pe viață. Dar se înșală grozav. Cuvântul indignare se poate traduce prin mânie. Și confruntarea va fi între indignarea lui Dumnezeu și indignarea lui Goliat. Neamurile se indignaseră, dar a venit indignarea lui Dumnezeu. Care sunt calitățile unui copil al lui Dumnezeu? Care sunt calitățile unui creștin, unui copil al lui Dumnezeu? Un copil în Hristos nu se încrede în el, ci se încrede în Tatăl, în Tatăl din ceruri. Nu crede că poate el, dar crede că poate Tatăl său. Nu îmbracă hainele de luptă ale lui Saul, căci Tatăl său luptă pentru el. Nu își asumă gloria, pentru că el îi oferă această glorie și onoare Tatălui său. Cel care este doar un copil urmărește întotdeauna nu voia lui, ci voia Tatălui său. Cel care este doar un copil nu vorbește de la el, ci doar direct sub inspirația divină. Un copil al lui Dumnezeu acționează așa cum îi vorbește conștiința, așa cum Duhul lui Dumnezeu îl inspiră. După cum vorbește, așa și trăiește. Nu există discrepanțe între ce spune și ce face. Rămâne umil după victorie, pentru că el știe că victoria este atribuită lui Dumnezeu. Un copil al lui Dumnezeu nu pretinde nimic niciodată și nu își arogă prerogative. Cel care este doar un copil iubește să rămână în umbra Maestrului său, adică în umbra lui Hristos. Prieteni, așa arată un copil al lui Dumnezeu care adeseori sau rareori trăiește experiența indignării juste. 1 Timotei 4,12 Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Prieteni, acesta este modelul de viață, Timotei, în Noul Testament. Goliat a ridicat sabia și de sabia a căzut. Aceasta era ironia care arată că a murit ucis de propria lui sabie. Apocalipsa, capitolul 13, versetul 10. Cine ridică sabia, de sabie va pieri. Acestea sunt cuvinte care se împlinesc, cuvintele Domnului Hristos. Cine ridică sabia, de sabie va pieri. În realitate, expresia Domnului Hristos sau declarația Domnului Hristos în Apocalipsa se poate regăsi în Evanghelii. Când Mântuitorul vorbește lui Petru, mă băiatule, puneți sabia în teacă, că toți cei ce ridică sabia, de sabie vor pieri. Vă invit la o declarație foarte frumoasă din Deuteronomul, capitolul 23, unde spune Tatăl nostru din cer, pentru că ești iubit de mine, am schimbat blestemul lui Balaam în binecuvântare. David a zis lui Dumnezeu, biruința este a ta, biruința este a lui Dumnezeu și astăzi Dumnezeu te va da Goliat în mâinile noastre. Vă aduceți aminte în Inchiziție, în timpul Evului Mediu, prieteni, copiii erau puși de părinților, copii de 5, 6, 7, 8, 9 anișori, și erau puși pe masă și predicau cuvântul lui Dumnezeu pentru că adulții nu aveau voie. Pana Inspirată spune că ultima mare lucrare, ultima mare bătălie care se va da între Goliatul acestei lumi și poporul lui Dumnezeu va fi o generație de tineri, ca și David. Și chiar dacă lumea întreagă îți va spune, tu nu poți să te lupți cu Goliat, pentru că ai o singură meteahnă, ești un copil, să te bucuri de acest compliment pe care lumea ți-l face. Prieteni, în această seară avem posibilitatea să ne reanalizăm caracterul nostru ca indivizi și acolo unde știm că există fragilitate și crăpături în caracterul nostru, să ne plecăm pe genunchi și să ne rugăm Domnului Hristos ca să ne ajute. El face rana
și tot El o vindecă. Bunul Tată cere să ne binecuvânteze, vă invit la un moment de rugăciune să ne plecăm capul, inima și sufletul înaintea Tatălui nostru din ceruri. Tatăl nostru care ești în ceruri, în această seară îți mulțumim pentru frumusețea dragostei tale și pentru zâmbetul minunat al Domnului Iisus, care este cea mai frumoasă melodie pe care noi am auzit-o, și pentru glasul Său, care este cea mai extraordinară cântare pe care sufletul nostru și inima noastră a simțit-o și a auzit-o vreodată. În numele acestui infinit, extraordinar, splendid, mântuitor, Fiul Tău, Domnul Hristos, în miasma și prezența parfumului îndreptățirii sale prin credință, noi îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru har și milă și dorim ca să binecuvântezi pe toți cei care sunt prezenți pe calea undelor cu odihnă și cu binecuvântări cerești din partea Ta. Lasă ca Duhul Tău Sfânt să cerceteze mintea și inima noastră, iar Domnul nostru Iisus Hristos să vorbească conștiinței noastre așa cum a făcut-o întotdeauna și să putem să avem bucuria de a fi iertați și împăcați cu Tine. Ajută-ne să avem această meteahnă de a fi copii al lui Dumnezeu, fii și fiice, care ca și David au o dreaptă indignare pentru dreptatea și iubirea Ta. În numele lui Iisus, vindecă inimile rănite care sunt prezente pe calea undelor, vindecă bolnavii noștri de teamă, de frică, iartă păcatele și dă-ne și iertarea și vindecarea trupească. Vindecă-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat. Mântuiește-mă Tu, Doamne, și voi fi mântuit, pentru că Tu ești slava mea, Tu ești gloria mea. Amin. Bunul Tată Ceresc să semneze pe inima dumneavoastră și să garanteze cu dragostea Lui împlinirea acestui verset în viața dumneavoastră și în viața noastră de obște. Nu uitați că la ora 8, în această seară, vom avea șansa extraordinară de a participa într-un concert muzical care, de fapt, este itinerariul vieții Domnului Hristos de la naștere până la a doua sa revenire. Din culise am înțeles că s-a investit în acest program muzical foarte multă muncă, multe ore de practică și sperăm ca prin muzică tinerii de la Bucov să ne poată prezenta profeția, viața, intențiile și planul de mântuire pe care Domnul Hristos l-a trăit de la nașterea sa, înălțarea sa și revenirea sa pe norii cerului. Bunul Tată Ceresc să ne binecuvânteze cu prezența sa la ora 8, în care vom avea șansa de a ni se predica Evanghelia sau Apocalipsa prin intermediul muzicii. Luca, capitolul 1, cu versetul 14. Slavă lui Dumnezeu în cerurile preanalte și pace pe pământ între oameni plăcuți Lui.